Datorită promptitudinii și profesionalismului, doctorii Spitalului Clinic Republican Timofei Moșneagă au reușit să salveze o femeie care a suferit un accident vascular cerebral ischemic. Pacienta a fost operată pe cord în luna martie, iar acum a fost internată pentru recuperare cardiacă. Prezentăm un caz a unei paciente de 69 de ani, internate în recuperare cardiacă pentru disfuncție valvulară, deci o valvă mecanică în poziție mitrală. Pacienta brusc, în timpul ospitalizării, face un atac vascular cerebral ischemic, deci cu clinică emisferială, deci cu pareză profundă, hemipareză profundă, cu dereglări de vorbire. Deci, în mod urgent s-au făcut toate investigațiile și s-a reușit în primele 3 ore de revascularizat creierul prin neurotromboextracție mecanică din sistemul vertebro-bazilar. Deci, o zonă vasculară foarte, foarte periculoasă, deci se menește și zona morții. S-au extras trombi proaspeți de origine cardiacă care au zburat din inimă în creier. Potrivit doctorilor, la moment pacienta se simte bine. M-a paralizat partea asta, ea, piciorul și m-a dus în reanimație. La operațiune și m-a operat, mi-a scos la cap. Mâna asta a fost paralizată și piciorul și mâna a fost. Și umorul e stabilit la loc. Pot să merg, pot să... Greu, dar merg. În acest context, specialiștii menționează că dacă ați observat unele dintre simptomele accidentului vascular, neapărat apelați la doctor. Cel mai important factor în salvarea vieții în acest caz este timpul. De a mări vigilența, de a identifica la timp tabloul clinic a unui atac vascular cerebral și de a raporta cât mai repede pentru a putea în primele câteva ore, primele 6 ore, de a readuce sânge către creier. În cazul acesta, desigur că există o mare șansă ca pacientul nu numai ca să supraviețuiască, dar și să recupereze neurologic. Avem o colecție de simptome de bază pe care este foarte, deci este relativ ușor de a le identifica, de a le recunoaște. Cum ar fi deficitul neurologic, deci slăbiciunea în membri pe o parte a corpului, membru superior, membru inferior sau ambele, deci dereglările de vorbire, comportamentul straniu a pacientului, deci atunci când până acum era bine, fără anumite dereglări, asimetrie feței, brusc cade, deci cum se spune, mai simplu, cade o jumătate a feței. Deci, dezorientare în spațiu. Deci, semnele de bază a unui deficit neurologic instalat brusc. Totodată, doctorii recomandă ca pacienții purtători de valve mecanice și cu dereglări de ritm să urmeze cu exactitate recomandările medicilor. Noi, în Republica Moldova, avem un număr impunător de mare de bolnavi purtători de valve mecanice și cu dereglări de ritm, cum ar fi fibrilația atrială. Fibrilația atrială, asta e o dereglare de ritm unde este exclusă sistola atriilor și într-așa un mod se formează condiții foarte prielnice pentru dezvoltarea trombelor intracavitare. Acești trombe, orice moment, pot să se desprindă atât de pe proteza valvulară, cât și din urechiușa atriului stâng și se migreze prin patul arterial, atât în vasele cerebrale, dezvoltând și declanșând ischemia ischemică sau așa numit ictusul cerebral și totodată poate să oprească și membrele inferioare, dezvoltând ischemia acută a membrelor inferioare, în rinichi și în alte organe. De aceea e foarte important ca bolnavii care
au în diagnoză dereglări de ritm, au diagnoză de fibrilație atrială sau toți bolnavii purtători de valve, mecanici ar trebui foarte, foarte serios să atârne către tratamentul cu anticoagulante, ținând indicii, atât indexul protrombinii, cât mai ales INR, așa numit un indice internațional normalizat, randomizat, în limitele de 2 între 5 și 3 și indice protrombinic între 25 și 40 până la 45%. De aceea e foarte important atât pentru pacienți cât și pentru medicii de familie și cardiologi să conștientizeze și să informeze toți pacienții cu dereglări de ritm și cu purtători de valve să atârne foarte serios față de primirea anticoagulantelor. Este important să se continue educația publicului cu privire la simptomele și importanța intervenției rapide în cazul AVC-ului pentru a salva vieți și pentru a reduce impactul acestui eveniment asupra persoanelor afectate.